Înregistrare pornită. Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou suntem împreună la lecția asta pe care o așteptăm. Continuare, Mărica, ne propunem să ducem am promis ceva că vom reuși să realizăm videomanualul. Iată că îi mulțumesc lui tata pentru faptul că ai văzut, a pus o parte din filmulețe, cred că aproape pe toate, nu mai știu. Dar mă bucur Da. foarte tare că în afară de noi și Mihăiță, acolo este prezent și cu lecțiile și cele frumoase la care a participat. Sper să mai facem și alte lecții. Așa, ți-am dat ca temă să te uiți pe filmuleț și să faci încă o dată lecția, da? Vreau să Da. văd lecția, cum ai făcut-o, urmărind filmulețul. La fel ca data trecută. Da. Deci data trecută ne-am oprit acolo. Erau lecțiile făcute în măsură, așa cum ai făcut-o din discuția purtată și cum ți-am spus ca să rei, aceea a fost data trecută, da. Și să aflu o nouă proprietate. Nu. Dar data trecută ne-a oprit acolo, cum mi-a arătat pagina, dar ți-am spus să vezi filmul și să scrii după film încă o dată lecția. Da. Și n-ai mai făcut-o, nu? Nu. Nu. Aș vrea să încerc să faci asta. Întreabă pe nana ta să vezi tu cum i-aș face încă o dată lecția. Să vezi cât de important este. Așa că m-aș fi bucurat să fi fost făcut măcar jumătate din lecție. Sper că data viitoare o să înțelegi și să încerci să faci asta, să vezi cât de bine îți prinde și cum se fixează lecția. Așadar, nici nu am șters proprietățile, după cum observi. Strasa, Ieri am discutat despre strasa și mai aflu încă o proprietate. așa, încă o proprietate pe care o să o discutăm. Hai să le repetăm încă o dată. Repete-le tu. Cu cuvintele tale, cele șase proprietăți sunt. Cele șase proprietăți sunt. Prima este că orice putere care are exponentul 0 este egal cu 1. Corect. Orice putere care are exponentul 0 este egal cu 1. Adică orice număr, indiferent cu. Și dă un exemplu. La puterea 0 va face 1. Da? Adică dă un 10 la exemplu. puterea 0 egal cu 1. 10 la puterea 0 egal cu 1. 10, 7 la puterea. 109 la puterea 0 face 1. Deci orice număr, indiferent ce bază am, cu excepția cine nu are, cine nu trebuie să fie bază. Și să o ridicăm la putere 0. Uite, aici am zis A diferit de 0. Da. Deci, orice număr la putere 0 face 1 dacă baza e diferită de 0. În condițiile în care A ar fi 0, ar fi 0 la 0 și nu putem răspunde. Pentru 0 la 0 este Nu operație. se poate. Dar nu se poate da un răspuns, urmează ca să interpretăm noi alte date. Știi că am rămas dator și ți-am spus că la 0 la 0 voi răspunde în clasa 11-a. Eu mă țin de promisiune, să știi. Apoi, am mai promis ceva. La ce operații am mai promis că tot în clasa 11-a o să discutăm? Nu ai minte. Împărțirea la 0. Deci împărțirea la 0 nu se poate face, ci la împărțirea la 0 avem răspunsuri diferite. Deci 0 la 0 ții minte și împărțirea la 0 nu se poate. Dar 0 împărțit la ceva. Zero împărțit la ceva se poate. Da, 0 împărțit la 0 împărțit la orice număr, dar fără să 5. fie 0, când la împărțiri nu poate să fie împărțitorul 0 vreodată. Asta trebuie să fie foarte clar. Apoi, a doua proprietate ce spune? A doua proprietate spune cum să adun două. Nu, 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 nu. Nu. Cum să faci înmulțirea a două puteri. Asta e. Copii Două puteri care au aceeași baza. bază. Deci, două puteri care au. Deci, a doua proprietate se referă cum înmulțim noi două puteri care au aceeași bază, da?
cum înmulțim două puteri care au aceeași bază, e esențial, tot A. Dă tu un exemplu. 6 la puterea 3 plus 6 la puterea 7. Păi plus? Dacă zic... Ai, păi da, păi uite că am insistat și insistăm în continuare. Deci să-ți fie clar. E vorba de înmulțirea a două puteri care au aceeași bază. Deci, definitiv să ne rămânem în cap. Deci, cât e 6 la puterea a câta? 6 la puterea a 3-a ori 6 la puterea a 7-a. Așa. Egal cu 6? 6 la puterea 10-a. 6 la puterea 10-a. Deci, când înmulțim două puteri care au aceeași bază, copiem baza și adunăm exponenții. Dacă aș fi fost 6 la 3-a plus 6 la 7-a, ce ai fi făcut? Că ai zis așa în prima variantă. La această situație, dacă e vorba de aduna două puteri care au aceeași bază, sau scăzute, deci numai când e înmulțire putem face asta. Dar dacă e adunare, ce putem face totuși? Și suntem puși în situația de a duce calculul la bun sfârșit? Scriem cel mai mic. Deci păstrăm puterea cu exponentul cel mai mic. Da. De 6 la 3, vorbește tu. E 6 la 3 plus. 6 la 3 plus... Descompun. 6 la 3 ori 6 la 4. Da. Și egal. Cu 6 la 3. Așa. De ce observăm? Adunarea asta, are, nu? Cei doi termeni ai adunării au ca factor comun pe 6 la 3. Și atunci? Cum vei scrie? Și atunci 6 la 3. Da. Pe lângă 1. Da. Plus 6 la 4. Corect. Deci vezi, ori de câte ori ești într-o situație de aceasta, nu se rămâne decât 6 la 4. 6 la 4, da. Am scris și eu aici. Aia nu se vede 4. 4 acela, da? Nu se vede prea bine. Ei bine, calculul pe care îl facem mai departe este eventual ca să facem 6 la 4 și adunăm un 1, dar de cele mai multe ori ne putem opri aici. Nu e atât de important, pentru că dacă exponentul e foarte mare, nu putem face calculul. Da. Dacă exponentul e 2, 3, cum ar fi fost aici, sau baza e mai mică, că dacă ar fi fost 2 la 4, am fi făcut calculul. Nu lăsăm negreșitul așa. 2 la 4 chiar așa, cât face? 2 la 4 face 16. 16. Deci, în condițiile în care a fost 1 plus 16, făceam 17 și e ieșit să se așeza frumos. Dar așa, 6 la 4, cât ar face? Ia să vedem cât face chiar așa, 6 la 4. Trebuie să fac calculul. Cât face 6 la 4? Imediat. O mie două sute nouăzeci și șase și cu unul care este aici vine 1000. Da, 1297. 1297. Și iată, e găsit-o în gheață așa. Nu?
Iată, am continuat un pic, am văzut și ce înseamnă 6 la 4. Cum ai calculat 6 la 4? Mă interesează. Am făcut 63 ori 63. De ce 63? 36 ai vrut să spui. 36, pardon. Dacă 6, ai zis 6 la 2, practic. 6 la 2 ori 6 la 2. L-ai văzut așa. Și face 36 ori 36. Și 36 ori 36 face 1296, cum ai spus. Eu repede am făcut, dacă ar fi fost 40 ori 40, făcea 1600, nu? Așa că fiind 36 ori 36, deci te-ai dus foarte bine, că 30 ori 30 face 900. Da? Și atunci eu aștept, fără să fac calculul, imediat mi-am dat seama că răspunsul pe care îl așteptam de la tine, după calculul 6 la 4, era un număr între 900, 36 este între 30 și 40. Deci între 1000, între 900 și 1600. Dacă cumva îmi dădeai peste 1600, spuneam o ce greșeală. Dacă îmi spuneai sub 1000, sub 900, iar foarte mare greșeală. Dar așa că mi-ai dat 1296 și mai mult, am văzut că 6 ori 6, 36. 6, deci ai început cu cifra unităților 6, ne-am dat seama că calculul tău a fost bun. De fapt, orice putere a lui 6 are ultima cifră 6. Nu? E 6 ori 6, 36, iar 6 ori 6, ori 6. Chiar așa. 6, indiferent la cine ai ridica, 6 la ien, egal cu un număr foarte mare, puncte, puncte, și la sfârșit 6. Să știi că există și egeșiți în care ne interesează cifra unităților. Și se scrie așa, unități a puterii 6 la ien, adică cifra unităților pentru 6 la ien, egal cu 6. O să vezi foarte multe egeșiții care presupun să se sesizezi că 6 la orice putere o să mai aibă și orice alt, la cifra 10, la sute și mai departe, tot cu 6 se termină. Când mulțim acolo 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, iar 3, 6 și așa mai departe. Bun. Deci să recapitulăm. Prima proprietate ce spunea? Spune că orice număr la puterea 0 este egal cu 1. Bun. Și cu excepția cărei situații? Nu poți da răspuns. Când baza e 0. Adică, cu alte cuvinte, tu poți continua aici. 0 la 0 nu are sens. Și cine nu mai are sens, nu mai poți să răspunde? Deci 0 la 0 am văzut și încă o operație pe care o știi tu încă din clasa a treia când ai învățat despre împărțiri. Orice număr împărțirea la 0 nu are sens. Foarte, foarte important. Să știi, Mărica, că matematica se... Activitatea o putem desfășura sau lucrurile merg bine dacă știm foarte bine aceste lucruri care nu se pot întâmpla niciodată. Știi tu, uite, dacă eu spun așa, 5 supra n minus 6, să se găsească n-ul încât fracția să nu aibă sens. Cine? Ce valoare este? Ce înseamnă, de fapt, tu știi ce înseamnă o fracție? O fracție înseamnă împărțire. Fiind o împărțire, și noi am discutat mai devreme ce înseamnă împărțirea la nu știu cine, am uitat acolo, la împărțirea la cine nu are sens. Orice număr împărțit la zero nu are sens. Așa, orice număr împărțit la zero. Deci, când o fracție nu ar avea sens? Când aș pune semn de întrebare? Cât să fie n-ul încât fracția să nu aibă sens? 6. 6. Deci noi când vedem fracția asta, imediat reacționăm. N diferit de 6. Deci involuntar reacționăm.
Deci este o reacție imediată. Ca să stai de vorbă cu fracția asta, spui că numai dacă nu e diferit de 6, privesc spre ea. Că dacă nu ar fi 6, n-am ce face, nu mai există fracția. Nu se poate pentru că părțirea 0 nu are sens. Foarte multe lucruri de aici încolo se vor baza pe aceste restricții, că împărțirea la 0 nu are sens. Și cum împărțirea poate fi aranjată și ca o fracție, ar fi tradus înseamnă când în fracția nu are sens. Nu are sens când numitorul este 0. Și când numitorul e 0, aflăm din discuția de acolo. A doua proprietate. A doua proprietate ne arată cum să înmulțim două puteri. Două puteri? Da, cum să înmulțim două care puteri. Care au aceeași bază, esențial. Esențial. Da. Două puteri care au aceeași bază. Despre asta e vorba. Că dacă puterile nu au aceeași bază, Mariuca, nu mai putem aplica proprietatea. Vezi, zice A la N ori A la M. Toate aceste lucruri trebuie să le fixăm foarte bine. Că dacă eu îți dau așa, 2 la a 3-a ori 5 la a 7-a, nu mai poți acționa cu proprietatea de mai sus. Nu poți. Că nu mai am aceeași bază. Una are baza 2 și alta are baza 5. Nu mai putem. Păi egal cu cine? Cu 2 sau cu 5? Ce motive ai? Nu. Pentru că în condițiile de înainte noi știam că 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2. De 3 ori. 5 la 7 înseamnă 5 ori 5 ori 5 de 7 ori. Și apoi nu mai sunt și de 2. De câte ori de 2 am mulțit? De 3 ori și apoi de 5 de 7 ori. Deci n-am ce să fac aici. Deci de aceea, a doua proprietate ne arată cum mulțim două puteri care au aceeași bază. Au aceeași bază. Esențial lucru. Și ai spus că când au aceeași bază, și noi am luat exemple, uite chiar aici, 6 la 3 ori 6 la 7 egal cu 6 la 10, că există 3 plus 7, dar mai poate fi surprins dacă cumva egeșiți-o, nevoile o impun, poți să spui că este egal, nu? Hai să spun așa, 6 la 3 ori 6 la 7, am spus că e egal cu 6 la 10. Dar egal în continuare... Și acum analizez că nu se vede cu tabla sus. Da? Se ridică... Un pic doar. Așa. Așa. E bine. Perfect. 6 la 10 poate fi scris ca 6 la a 1 ori 6 la cât? 6 la 9. Așa. Deci pe 10 ăsta îl vezi ca o sumă de 2 exponenți care, așa cum îți convine ție în egeșițiu, tot atât de bine poți spune că 6 la a 2 ori 6 la cât? 6 la 8, da? Și așa mai departe. Deci funcție de situațiile din egeșițiu tău, de nevoile egeșițiului tău, îți aranjezi pe 6 la 10 ca fiind produsul a două puteri, una cu un exponent, cealaltă cu un alt exponent, așa fel încât cei doi exponenți adunați să facă 10. Trecem la a treia proprietate. Ce spune a treia proprietate? A doua? A treia. A doua am discutat-o destul de bine. A treia ne arată cum să împărțim două puteri cu aceeași bază. Foarte important. Deci două puteri cu aceeași bază. Cum se împart două puteri cu aceeași bază? Și după cum am analizat noi și am văzut exemplu, înseamnă că... Se copie baza? Se copie baza și se scad... exponenții. Asta. Deci la împărțire copiem baza și se scad exponenții. Adică, dacă eu îți dau un exemplu, 2 la puterea a 3-a supra 2 la a 2-a, cu cine este egal? Um,
doar împărțirea e o limbă difracții, nu? Știm da. Asta. Hai. 1, adică 2 la puterea 1. Deci 2 la puterea se scade din exponentul numărătorului din 3 exponentul numitorului 2. 3 minus 2 și așa cum ai spus e 2 la 1. Adică doar 2. Doar 2. Pentru că mai pe înțelesul tuturor prietenilor noștri, zicem așa, 2 la a treia este egal cu 2 la a doua, adică cât este ăsta de aici, ori un 2. 2 la a întâia, da? Și atunci, practic, ce se întâmplă? În loc de numărătorul 2 la a treia, deci fosta fracții 2 la a treia supra 2 la a doua, este scrisă ca fiind 2 la a doua ori 2 la a întâia, nu mai pun la a întâia, că se subînțelege, supra 2 la a doua. Și acum, fracția asta, nu, dacă împărțim și numărătorul și numitorul prin același număr, noi am vorbit asta, fracția nu se schimbă. Aceasta este o fracție reductibilă, simplificabilă. De ce este simplificabilă? Că putem împărți prin 2 la a doua care e 4 și îl vedem și sus și jos și punem aici 2 la a doua și atunci sus mi-a rămas doar un 2 iar jos cât? Iar jos 2. De ce 2? Păi, împărțim 2 la a doua, la 2 la a doua. Deci, cât? 1. 1. Foarte important. Dacă ai fi spus 0, ar fi fost o trăsnaie mare. De ce? Pentru că dacă spui că a rămas 0, ar fi fost înainte 2 ori 0. Și 2 ori 0 fac 0 și împărțirea nu are rost. Deci, nu, rămas 1. Pentru că 2 la a doua ori 1, subînțeleg eu. Și atunci, iată, am împărțit prin 2 la a doua care e comun și ne-a rămas 2. 2 pe 1. Adică, pe scurt, 2 împărțit la 1 face 2. Cum am și spus mai devreme. Deci așa trebuie să înțelegem. Deci noi avem experiența la fracții, că fracțiile care mai pot fi simplificate, o le facem acest lucru până când nu se mai poate face nimic. În mod normal, cât ar fi fost? 2 la a treia face cât? 2 la a treia face... Deci 2 la a treia supra 2 la a doua face ca valoare egal cu 8 supra 4. Adică 8 împărțit la 4. Da. Care face 2. Iar dacă vrem să simplificăm, simplificăm printr-un 2. Și 8 împărțit la 2 face 4. Și prin 2 acel împărțim și pe 4, nu? Divizorul comun. Împărțim și pe 4 la 2 și vine 4 pe 2. Și iar mai împărțim prin 2 și 4 împărțit la 2 fac 2, iar 2 împărțit la 2, 2 ăsta împărțit la 2 face 1. Deci iată, în loc să facem aceste lucruri, să pierdem timp, nu știu ce, avem această proprietate rapidă, care tocmai ascunde toate etapele astea în culise. Deci am scăzut din 3 pe 2 și a rămas 2 la 1. Scurt, 2 la 1, 2. Terminate. Și ce se mai pierde? Aici am justificat. Practic am justificat de ce se întâmplă așa. Dacă însă apare următoarea situație, Măriuca. Dacă apare, să spunem, 2 la a 3 supra 2 la a 5. Egal cu 2 la
Ce te încurcă aici? Cinciul. Asta e. Că cinciul e mai mare decât trei, da? Deci nu mai ești în situația aceea. Nu-i nimic, dar tu știi pe 2 la 5 cum să scrii folosindu-te de 2 la 3. Da. Ia să văd. Deci pe 2 la 3 care are exponentul mai mic, lăsăm așa, supra, jos. Supra 2 la 3 ori 2 la 2 Ori 2 la? 3 la 2. 2 la 2. Că trebuie să facă, nu? 5 împreună. Da. Și acum, fracția asta este reductibilă sau ireductibilă? Ireductibilă. Este, încă o dată, Ireductibilă. ireductibilă, adică nesimplificabilă, da? Hai să o luăm deoparte. 2 la 3 cât ar face? 2 la 3 ai al cu 8. 8. Supra. 2 la 5. Și 32. 3, încă o dată, 2 la 3 care au făcut 8 și 2 la 2 a 4. 4 ori 8, 32. Da, 32. Ei, fracția asta, 8 pe 32, este ireductibilă? Nu. Nu. Prin cât găsești un divizor comun? Adică un divizor e vorba de Doi. un număr prim 2, sigur că da. Și îl punem aici și ia să vedem cât vine după simplificarea asta. 4. 4 pe 12. 16. 16. Dar această nouă fracție este ireductibilă sau? Nu este. Nu, nu este, sigur. Prin cât merge? Găsim un divizor Doi. comun? Iar prin 2. Și cât va face? 2 supra 8. 2 supra 8. Dar asta, noua fracție, Da. 2 pe 8. Se mai poate 1 simți. supra 4. Deci încă o dată printr-un 2 și Are face constant. 1 pe 4. Nu se Deci face. iată, dar asta acum când am ajuns la 1 pe 4 Nu. este ireductibilă. Deci asta nu se mai poate simplifica. Categoric nu mai există niciun divizor comun. Ei, noi prin cât am simplificat? Printr-un 2, iar printr-un 2, iar printr-un 2. De 3 ori câte 2. Și cei 3 de 2 înmulțiți, adică 2 ori încă o 2, ori încă un 2, fac 2 la 3. Da. Tocmai, deodată, se vede aici că putem zice ori 1, că înmulțirea cu 1 nu are niciun efect asupra numărului. Și atunci, prin 2 la 3 îl vedem comun și tăiem și sus și jos 2 la 3. Și este egal cu cât? Doar 1 pe 2 la a doua. Da? 1 pe 2 la a doua. Adică ce trebuie făcut? Dacă e mai mare 5-ul, fie că scrie așa cum am făcut eu, cum am făcut împreună Dacă aici, e mai mare numitorul, exponentul bazei la numitor, da? da, trebuie să faci prin, trebuie să faci cum am făcut noi. Nu, na, nu, nu, nu. 2 la 5, dacă e mai mare, atunci scădem din numitor, din exponentul numitorului pe numărător. Deci sus rămâne 1, 1 supra, care nu mai este altceva, supra 2 la 5 minus 3. Simplu. Deci proprietatea se aplică și când e mai mare exponentul. Din exponentul mai mare scădem exponentul mai mic. Și 5 minus 3 egal cu 1 supra 2 la a doua. Terminată chestiunea.
Va să zic că dacă e mai mare exponentul de la numărător, puterii la numărător, foarte bine, rămâne sus. Dacă rămâne la numărător diferența 3 minus 2, dacă e mai mare exponentul puterii la numitor, foarte bine, rămâne 5, rămâne jos diferența. Din 5 scăzdem 3, că e mai mare 5 față de 3, și rămâne 2 la 2 să termină. Nu facem așa să pierdem timp. Și tot această proprietate se aplică și în cazul acesta, numai că toată povestea se întâmplă la numitor, la exponentul cel mai mare. Deci cu exponentul cel mai mare, din cel mai mare scădem cel mai mic. Și unde este el mai mare, acolo rămânem cu diferența. Adică, dacă tu o să ai așa. Să zicem, 2 la a 7-a supra 8, cum spui? Încercăm pe 8 să-l surprinde ca o putere a lui 2. Că în clipa asta n-am ce face. 7 este exponent, 8-ul e simplu. Deci să-l vedem pe 8 ca o putere a lui 2. Și zicem 2 la 7 asupra. 2 la 3. 2 la 3. Abia acum, când ai aranjat și numărătorul și numitorul ca o putere a lui 2. 2 la 4. Și răspunsul simplu este 2 la 4. Terminată ești. Dacă o să vedem 32 ori 2 la 5 supra 2 la puterea a 10 egal cu? Egal, doi la cincea ori doi la cincea. L-ai văzut pe 32 ca fiind un 2 la 5, așa este, 2 la 5 ori 2 la 5 supra 2 la 10 și egal mai departe cu? Și egal cu 2 la 10. Așa, 2 la 10 supra 2 la 10. Și egal cu? Acum fac asta. Adică ce faci acum? 32 ori 32. Vrei să faci calculul, nu? Da. Nu, dar de ce să te gândești așa? Ai aceeași putere? Ai două puteri cu aceeași bază? 2 la 20. De ce 2 la 20? Cum se împart? Nu. 1. Deci face 2 la puterea 10 minus 10. Adică 1. Adică 2 la 0 își face 1, corect. Sau altfel, dacă împart același lucru, nu? Un număr, cât o fi? Și știu că 2 la 10 făcea 1024, parcă. Am făcut ieri. Da. Supra 1024. Fracția este unitară. Simplificăm pe 1024 și face 1. Dar dacă ți-aș fi dat așa, 32 plus 2 la 5, totul supra 2 la a 10. Deci n-ar fi fost înmulțiri, ci ar fi fost 32 plus 2 la a 5.
Nu tot așa facem, nu-l facem pe 32 în 25. Deci pe 32 cum să-l fac? Pe 32 se face la 2 la 5-a. Așa. Deci 2 la 5-a plus, atenție că e plus 2 la 5-a. Totul supra 2 la 10-a. Și o face? Când avem plus sau minus între două puteri, două sau mai multe puteri, 25 de ce spui tu 25? 25 pe lângă 1 Păi de ce zici 25? Că zici 2 la 5, tu zici 2 la 25. 5-a. Așa, că în clipa în care pronunți așa, e altceva, cu totul diferit. Deci 2 la 5 și celălalt e tot 2 la 5. Ce putem face? 2 la 5-a pe lângă 1. Dăm un factor comun, că deja ai bafta asta. Deci 2 la 5 pe lângă cine? 1. Da. 1. Se vede, se vede. Se vede. Da. 1 plus din acela tot 1. Da. Deci 1 plus 1. Totul supra 2 la 10. Și egal cu 2 la 6-a. 2 la 6-a, că vine 1 și cu 1 fac 2, e 2 la 5-a ori 2, Da. pentru prietenii noștri să vadă tot, 2 la 5-a ori 2, supra 2 la a 10-a, și Da. este egal cu 2 2 la la 6. 6-a, supra 2 la a 10-a. Și asta e egal cu, mai departe, Este egal cu 2 la 16. cum ai făcut? Nu. 2 la 4. Dar unde rămâne 4? 4 rămâne 2 la 4, unde rămâne? la numitor și La numitor, sigur. Și sus la numărător, ce îmi 6. rămâne? 1. 1, asta e. Dar 1 uite cum se supra, numește ăla de sus. deci 1 supra Numărător. 2 la 10 minus 6, 2 la 4 ai spus tu, asta e răspunsul corect. Deci 1 supra 2 la 4 și s-a terminat exercițiul. Vezi? Am schimbat de puțin. În loc de 32 plus, am zis 32, în loc de 32 ori aici, am zis 32 plus 2 la 5. Și neapărat am încercat să-l surprind, s-a întâmplat să fie tot 2 la 5. Acum, dacă ar fi fost 2 la 4, scădeam pe cel mai, dădeam un factor pe cel mai mic. Știi cum facem așa și facem calculul și vedem cât ne rămâne. Dar, adică dacă ar fi fost așa, 32, hai să facem acest exemplu, 32 plus 2 la 6. Deci, dacă ar fi fost 32, 32 plus 2 la 6 supra 2 la 10. Acum, cum continuă exercițiul? Doi la cincea. Deci egal cu 2 la 5 plus 2 la 6, Da. totul supra 2 la 10 și egal mai departe cu? Și egal cu 2 la 11. Când se adună exponenții? La ce operații? Uite. Scuze. Atenție. Dacă ar fi fost înmulțire. Dar la adunare. Scrie, 2 la 5 plus
Așa, 2 la 5 plus? Plus 2 la 5 ori 2. Ori 2, da. Totul supra 2 la 10. Și egal mai departe cu? Egal cu 2 la 5. Da. Pe lângă 1 ori. Nu e ori? Ori. Da, 1 plus 1 de unde a rămas? De la primul termen al adunării. Da. Deci plus. Plus tot ce mai este din al doilea. Plus 2, corect. Totul supra 2 la 10. Și egal mai departe cu? Calcul. Doi la șasea. Doi la a șasea. Cum ți-a ieșit șase? Cu doi. Păi da, n-ai că paranteza spune că e 1 plus 2. Trebuie făcut calcul din paranteză. Că tu ai adunat 5 și cu 1 de aici. Și au făcut 2 la 6 ca mai înainte, dar trebuia să zici și 2 la 5 ori 1 și ne întoarcem înapoi. Atunci deci 2 la 5 ori? 2 la 5 ori? 3. Ori 3. Ăsta e și motivul pentru care noi am scos în factori comuni. Da? Ca să facem calculul acesta. Mai înainte nu puteam face vreo simplificare. 2 la 5 cu 2 la 10, nu că era adunare. Nu putem face simplificarea în adunare. Trebuie să facem calculul de la numărător, să facem adunare și să așezăm ca un produs. Abia când așezăm ca un produs de factori, începem să gândim la simplificare. Ei, cât va fi aici calculul care îl facem? Rezultatul care va fi? Trei supra 2 la 5. Perfect. 3 supra 2 la puterea pentru prietenii noștri. 2 la puterea 5. Da? 10 minus 5, cum ai calculat tu. Și este egal, ca așa cum ai spus, 3 supra 2 la a 10. Pardon, 2 la a 5, da? 3 supra 2 la 5. Vezi, Măriuca, deci calculul acesta, când avem de adunat două, una e putere, cealaltă n-a mai fost putere. Nu putem face simplificarea decât dacă ajungem la momentul ăsta. Ăsta e momentul care ne permitem să facem simplificarea, când e produs. De parcă nu, noi simplificăm fracția printr-un 2, iar printr-un 2, printr-un 2, printr-un 2, până când se termină 2 la 5, jos ajunge 2 la a 5 și rămâne doar 3. Rămâne doar factorul 3 ori 1, am putea zice. Dar 3 ori 1 este 3. Deci rămâne 3 supra 10, supra 3 la, 3 supra 2 la 5. Deci, ce ai reținut tu din toate exemplele noastre? De la proprietatea 3 pe care tot am învârtit-o, ce îți rămâne ție în minte definitiv? Adică? Ce spune proprietatea și ce, cu ce ai rămas tu din toate exemplele? Proprietatea spune că la o împărțire, copiem baza. Bine, la o împărțire, la o împărțire între două puteri cu aceeași bază. Așa. Copiem baza și scădem exponenții. Bun. Scadem. Dar observație acum, tu spui așa. Observație, dacă. Observație.
Dacă baza nu e la fel. Dacă baza nu este aceeași, numărul trebuie adus. Încercați să-l aducem la aceeași bază, nu? Cum a Da. fost 32. Deci neapărat să fii cu aceeași bază. Cu aceeași bază. Dacă baza nu mai poate fi surprinsă, cum ar fi 3 la a șaptea supra 5 la a patra, n-ai ce face. Că 3 și 5 sunt numere prime. Deci dacă Să faci pe bazele 3 la 7 să fie, are, să aibă baza, să aibă exponentul la fel. se întâmplă și ca să fie același exponent. O să vedem mai departe că avem o proprietate de asta. Nu? Avem o proprietate de 5 când au Da. același exponent. Dar dacă e vorba de o împărțire în care nu am aceeași bază, cum a fost la aici 3 și 5, poate încă acceptă în cazul care a fost 32 dacă facem descompunerea. Poate mai apare vreun 2 din calcul și strângem în final tot numărătorul, adică de împărțitul, ca fiind un produs de puteri. Deci dacă ar fi fost așa, mă duc, hai să vedem, hai să luăm așa. Deci dacă tu ai fi fost pusă în situația de a fi avut așa 4 ori 48 ori 2 la a treia, totul supra 2 la a zecea. Deci dacă ai fi fost pusă în situația asta de a lucra fracția și asta de acum, 4 ori 2, 48 ori 2 la a treia, fie că având exponenții mici, cum ar fost 3 aici, exponentul 2 la 3 știi cât face. Da, face 8. Deci poți să te duci prin, să spunem, prin cunoștințele acestea de până la puteri. Deci să ne închipui că n-ai nicio noțiune cu puterile. Ce faci tu? Faci calculul. 4 ori 4 și 8. Ar veni 4 ori 8. 4 ori 8 ori 48. Totul supra 2 la 10 cât face? 1024. Parcă am făcut-o, nu? Da. E 2 ori 2 ori 2 ori 2 mulțit de 10 ori. 1024. Și muncești pe un 4 ori 8, cât face 4 ori 8? 32. Deci vine 32 ori 48, totul supra 1024. Și egal cu? Ce faci? Cred că faci înmulțirea 32 ori 48 și spuneam, facem împărțirea. Ia să faci. Fă calculul ăsta. Deci ne închipuim că tu nu știi nimic despre puteri. Bine. O 1536.
1536. Da. Deci eu acum să estimez printr-un calcul aproximativ. Mi-închipuiești că ar fi 50. 50 ori 32 face da 5 ori 3, 15 face 1500. Aici e prin adaus. Deci am exprimat pe 48 punându-o în 2 și mi-a dat 50. Am scăzut 2 de la 3, de la 32 și am lăsat 30 și 20 ori 30 fac aproximativ 1500. Deci m-am asigurat, fără să facă mulțirea, că rezultatul tău este corect. 1536. Și acum 1536 îl împart. Deci 1536 totul supra 10.024. Și acum împart pe 1536, îl împart la 1024. Și te rog să facem împărțirea asta. Eu zic cu tare sau... Da, cu voce, că mă interesează. Bine, doar o dată. Doar o dată. Ce să-i facem, da? O dată. Să zicem 10.024. 2. 2. 1. 1. 5. 5. Deci un rest 512. Deci asta înseamnă că nu s-a făcut împărțirea exact. Și atunci încerci să simplifici fracția asta. Deci începe etapa de a stabili dacă este reductibilă sau ireductibilă. Este. Deci nu s-a făcut împărțirea exact, atunci îți pui problema, nu poți lăsa așa până când ajungi la o fracție ireductibilă. Și prin cât încercăm? 2. Prin 2. Și ce devine ea? Șapte, da. 2, 7, 14, rămâne 1, coborăm pe 3. 2 în 13. De 6 ori. 6 ori 2, 12, rămâne 1. Da. Coborăm pe 6. 8. 8. De jumătatea lui 1536 e 768, corect. Acum, și jos prin 2, nu? Pe amândoi, și numărătorul și numitorul. Da. 5. Da. 1, 2. 5, 1, 2. Ce poți să spui? Să mai poate. Prin cât? 2. Iar prin 2. Și devine ce? 3. 3, da. 2 în 7 de 3 ori, rămâne 1. Am coborât pe 6. Așa vrea să vorbești. Coborăm pe 6. Deci 2 în? 2 în 7. 2 în 16. Că 2 în 7 au mers... Nu, când tu ai în minte împărțirea. 2 în 7 au mers de 3 ori, 3 ori 2, 6. Când ne trase, ne-a rămas un 1 la scădere și cobor pe 6. Tu în mintea ta desfășurări algoritmul împărțirii. 8. Deci 2 în 16, 8. Nu a rămas nimic. 2 în 8. 2 în 8. 4, da? 4 ori. Da. Din coace. Doi în cinci. Două ori. Da, doi ori doi, patru. Rămâne un unu la restul. Rămâne unu. Coborăm cinci. Deci ce coborăm? Coborăm pe? Unu. Și rămăsese un unu la rest. Da. Și-a făcut 11 acum.
2-11. Da, de 5 ori. De 5 ori, foarte bine. 5 ori, 2, 10. Așa, vreau să-mi urmărești. 6. Deci 6, pentru că 2 în 12, 6 ori. Ce părere ai de fracția asta? Mai poate. Mai accept un 2. Și cât facem? Ia să vedem. O dată. Așa. Egal cu 1, coborăm pe 8. 9. Deci rămas restul 1, 18, 2 în 18. 9. Da. De 9 ori. Da. Nimic. Deci 2. Da. O dată. Da. Coborăm nimic. Coborăm pe 5 de 2 ori. Da. Ne dă 4, 1, coborăm pe 6, ne dă 16, 8. 8. Ce părere ai? Iarăși. Iarăși este reductibilă. Nouă. Deci 2 18. 9 ori 2, 18, rămâne restul 1, am cobări pe 2, 12. 1, 9, scuze, 1, 6, 96, corect. Supra, 96 supra, 6, da, ori. Și stai că nu văd numărul. 4. 64. Da. Dar bine ar fi fost să faci și tu toată asta, Mărica. Deci fracția asta, Sofia, tu să nu te uiți. Acum te-am descoperit că tu nu ai scris nimic. Și eu te-am rugat mult și vreau să insist acum. Am scris, dar n-am scris. Că am scris ceva de la anterior, dar nu și asta, scuze. Iar acum continuă tu, egalul, pune egalul. Egal. Deci ai 96 pe 64, scrie-ți fracția, 96 pe 64, scrie-o, chiar dacă n-ai mai scris așa, pune egalul acesta și continuă acum tu. Iar merge prin cât? Iar merge prin 2. Prin 2, da. Stai puțin să-mi iau o mină nouă. Da. Nu mai am mină. De cerneală, pardon. Da. 2 în 9. Așa, scuze. 2 în 9 de 4 ori. Da. Avem 1, 6, deci 8, deci 4 și 8. Da. Da. 3. 32. Încă o dată. Încă un 2, da. Egal cu 12 supra 8. Deci 12 supra 8. Egal cu 6 supra 4. 6 pe 4. Egal cu 3 supra 2 și gata. 3 pe 2 și gata. Ei, hai să recunoaștem, Măriuca, că am muncit destul de mult. Deci, pentru a face calculul 4 ori 8 ori 4 și 8,
4 ori 8 ori 4 și 8 supra 1024. Deci calculul de aici începe. 4 ori 4 și 8 ori 22 la 3 supra 2 la 10. Neștiind noi să facem, am revenit la ce înseamnă 2 la 3 8, la 2 la 10 24, 1024 și am mulțit 4 ori 8 ori 4 și 8 și ne-a dat 1536 supra 1024. Și am sperat noi că împărțirea asta se va face exact. Din păcate. Normal că nu, cu ghinionul nostru. Deci nu s-a făcut așa, ci pur și simplu am zis dacă devorez și atunci a trebuit fracția asta așa luând-o, n-am putut să o lăsăm. Din toată experiența noastră știm că fracțiile le acceptăm numai pe cele ireductibile. Deci trebuie să muncim la ea și să vedem dacă fracția este reductibilă, dacă se poate încă simplifica. Și foarte ușor am văzut un 2, un 2, un 2, un 2, cred că de vreo 9 ori. Deci, prin 2, prin 2, prin 2, prin 2, așa, și atenție, trebuie să fim foarte exact la simplificările acestea, prin 2. Adică am făcut împărțirea la 2, dar când e vorba de împărțire la 7, la, e mai greu de făcut acolo. La aceea, noi avem criterii de divizibilitate la 2, asta înseamnă că ultima cifră este pară, la 3 când era parcă, la 3 când? La 3 când suma cifrelor numărului se împarte la 3. Așa, la 3 și la 9. Da, sunt, și... nu? Exact. Și la 5? Când ultima cifră e 0 sau 5. Exact. Și aici am sesizat că 2 a mers liniștit din etapă în etapă de 9 ori. Adică fracția asta s-ar simplifica printr-un 2 la 9. Dar 2 la 9, de unde să știm noi deodată? Și 2 la 9 face parcă 512. Deci dacă noi am fi știut, înseamnă că numărul ăsta, 1536, se împarte exact la 500, la 512. Hai să vedem dacă așa stau lucrurile. Bine. Deci încercăm să împărțim numărul. N-am terminat proprietăți, dar vă opresc că nu e problemă. Măriuca, deci să termin ideea, că ideea este asta, că am sesizat că 2 ori 2 ori 2 ori 2 din 9 ori. Și atunci pe cine? Pe 1536 să-l împărțim la 512, parcă așa am spus că face 2 la 9. Da. Ia să facem această împărțire. Bine. O zic voce... Da. Mă interesează cu voce. Că n-aș putea să o fac în minte. Deci. De 3 ori. De 3 ori. Sunt sigură. Și sigur, ai simțit exercițiul că merge foarte bine. Ia 3 ori 2, 6. Verificare. 3 ori 2, 6. 3 ori 1, 3. 3 ori 5, 15. Aha, am avut dreptate. Ai avut dreptate. Și iată că tot numărătorul ăsta, 1536, se împarte exact prin... Dacă s-ar împărți și 1024 tot pe 512, ia, vezi, 1024 se împarte la 512? 1024. A. 20. Dacă se împarte la 12, ai zis? Nu, dacă se împarte la 1024. Pardon, la 512. Cum să împărți numărătorul? 1536 împarte și ăsta, ca același divizor. Eu zic de 2 ori. De fapt, sunt sigură că de 2 ori. Și atunci, cum și numărătorul și numitorul se împarte deodată, la 512, înseamnă că dacă noi eram așa de inspirați să spunem, hai să simplificăm fracția asta,
prin 512, ne dădea deodată 3 și jos 2. 3 pe 2 și era egheștul. Ce? Era și mai puțină muncă. Nu? Că noi asta... Deci fracția asta am avut 1536 supra 1024. Și am luat-o prin 2, prin 2 și pe toate am tras așa ușor, ușor. Dar de unde să ne vină în minte deodată 512? Asta e bun. Dacă ne-ar fi venit, iată că se împarte și numărătorul și numitorul. Deci 512 este un divizor comun, da, celor două numere. Este chiar cel mai mare divizor comun. Că e cel mai mare număr, nu? Care le împarte pe amândouă. Adică amândouă se împarte exact la 512. Și atunci, deodată ne dădea 3 pe 2 și terminată egheșițiu. Dar cum să fii inspirat așa? N-ai nicio șansă. Nicio șansă. Așa, adică, numai dacă ești un vrăjitor și... Așa, să te duci. Ei, să știi că lucruri cu puteri te face vrăjitor. Lucru cu puteri te face vrăjitor. Și cu asta încheiem. Vrăjitoare. Deci, deodată ajungem la divizorul ăsta, 512, prin lucru cu puteri. Puteri. Da, de asta este atât de important. Ei, vezi cât am muncit acolo, de-am amețit, iar dacă am ști cu puteri, și noi știm acum, să le spunem prietenilor, și cu asta încheiem treaba, deci, știi că a fost așa, 4 ori 48 ori 2 la a 3-a supra 2 la a 10-a, da? Egal cum? Pe 4 îl scriem ca fiind cine? 2 la a 2-a. 2 la a 2-a. Pe 4 și 8 îl scriem ca 3 ori 24. E bine, 24. 3 ori 16, nu 24. Am greșit eu. 3 ori 16. Și pe 2 la 3 lăsăm așa, că vrem să lucrăm mai cu putere. Să vezi cât de rapid se termină egheșițiul ăsta cu putere. Supra 2 la 10. Și este egal cu... Pe 16 să scrim ca o putere a lui 2, dar 2 la 2 ori 2 la a 3 cât face? 2 la 2 ori 2 la a 3. 2 la a 2 ori 2 la a 3. 32. Nu. 2 la a 2 ori 2 la a 3 fac 2 la a 5. Lucrăm la cu putere. 2 la a 5. Copiem baza și avem exponenții. Ori 3 și ori 16. În loc de 16, cât să zicem? În loc de 16... 2 la a 4. 2 la 4, sigur că da. Totul supra 2 la 10. Și este egal mai departe cu... Nu liște, nu am terminat mai. Și este egal cu 2 la 5 ori 3 ori 2 la 4 aveam scris acolo, scriu din nou sus aici ca să vezi mai bine, supra 2 la 10. Și egal cu 2 la 5 ori 2 la 4. Da. Face cât? 2 la 5 ori 2 la 4, ai zis? Da, păi așa am zis că așa este. Da, 2 la 9. 2 la 9 ori 3. 3. Supra 2 la 10. Egal. Și acum ești la împărțirea două puteri care au aceeași bază. Că nu-i plus 3, e ori 3. E la a doua. Unde va rămâne 2 când facem scăderea? 2 va asta? Rămâne jos. Deci 2 la a 1-a, 10 minus. Și rămâne sus cât rămâne? 3 egal cu 3 supra 2 la a 1-a, 2. 3 pe 2. Iată cât de rapid am ajuns la rezultat lucrând cu puteri. Deci varianta aceea a fost extrem de obositoare. Dar știința asta de a lucra cu puteri te duce spre rezultat foarte rapid.
Deci proprietățile acestea, unde am ajuns, parcă numai la a treia, urmând pe a patra, a cincea și a șasea, să o discutăm, am repetat doar primele trei proprietăți pe care le știam și data trecută le-am avut. Dar am venit cu exemple, cu contraexemple, cu tot ce am făcut ca să le stăpânim și mai bine. Acum o să ne oprim și dacă Mihai vrea să facem, după 5 minute o pot face și cu Mihaiță, că vrea, poate să-și etaleze și el. Și acum o să facem o pauză pentru tine, să te refaci și eventual să revenim după aceea. Bine. Da? Dar ce mai facem? Păi așa mă gândeam, pentru că noi n-am făcut... Poftim? Dacă peste o oră și ceva... Nu mai fac deloc, nu e problem. Dar noi nu avansăm, asta tot. Deci nu avansăm și se vede clar dacă 4, 5, 6... Deci când te refaci tu, dacă vrei să mai facem, mai facem. Dacă nu... Pentru mâine. Poftim? Dacă nu, pentru mâine. Probabil că pentru mâine, după da, cum... Dacă Mihai dorește, poți să... Bine. Faci cu el. Bine. Acum sau mai târziu, când vrea el. Da. Întreabă-l și ne răspunzi. Bine. Bun. La revedere. Pa.